Astăzi este joi, 7 noiembrie 2013 și mă aflu în localitatea Mărgineni din județul Bacău. O comună infectată cu virus columbofil, foarte, foarte puternic, de la primar și până la ultimul copil din localitate, dacă nu greșesc. Acum stau de vorbă cu unul dintre campionii columbofili ai județului Bacău și ai României. Este vorba despre domnul grădinaru Cristian. Vă salut, domnul grădinaru. Și știu că în anul 2013 ați obținut și titlul de campion național la categoria fond în cadrul FCPR, pentru care vă transmit felicitările mele. Mulțumesc foarte frumos! Știu că în mână aici aveți un porumbel foarte bun, un porumbel super campion, un porumbel care vă reprezintă pe dumneavoastră, pe toți columbofilii din județul Bacău. Și o să vă rog, dacă sunteți amabil, să ne dați câteva detalii despre el, despre originea lui, despre performanțele lui. Știu că este un porumbel cu totul și cu totul special. Mulțumesc! N-am să vă prezint campionul meu de anul acesta, da, de la categoria fond. Am să vă prezint acest porumbel care, după părerea mea, este o victimă a conducerii FCPR-ului din România. Este vorba despre porumbelul domnului Spoiară Florin, care în 2012, la Olimpiada de la Nitra, trebuia să fie locul 1 pe Olimpiadă. Deci se întâmpla acum 30 de ani. Noi am fost locul 1 pe Olimpiadă la categoria standard. Am avut în sfârșit șansa, după 30 de ani de bășbuială și de haos în columbofilia română, să fim cei mai buni la Olimpiadă. Un porumbel superb, într-adevăr. Un porumbel superb, obținut de două ori locul 1 la Gdansk, semi-național, cu Suceava în față la 200 de kilometri, cu lansări întârziate. Clubul nostru funcționează din anul 1968, deci sunt 45 de ani. Este pentru prima oară și este singurul porumbel care a reușit să bată Suceava la 200 de kilometri în fața noastră. Ar fi fost frumos ca acest porumbel să reprezinte România la Olimpiada de la Nitra. Din păcate n-a fost posibil. Din păcate n-a fost așa din cauza domnului Tunduc, pe care personal l-am sunat după a doua etapă de Gdansk. M-am consultat cu colegii columbofili din Germania, Belgia și Olanda. M-am uitat ce puncte ar avea ei cu porumbeii lor la categoria maraton și am văzut că porumbelul era mai bun decât porumbeii lor. L-am contactat telefonic pe domnul Tunduc și l-am rugat frumos: vedeți că porumbelul domnului Spoiară trebuie să fie locul 1 pe Europa, locul 1 în Olimpiada de la Nitra. Am luat legătura cu domnul Freier Drohofen, de unde provine tatăl porumbelului. Ei l-au sunat pe domnul Costa la FCI și pe doamna Marta Vanghel. Și mi s-a răspuns: doamne, nu mă interesează ce vor aia de la FCI, aici eu sunt, tu duc cu asta ce spune el, egal cu zero în România. Lasă că o să-l băg... mi s-a spus că noi aici în România nu avem ce treabă cu FCI-ul. I-am zis: doamne, dă seama că fiecare, orice etapă peste 700 de kilometri, se ia la maraton în Olimpiadă. A spus: da, dar noi românii nu. Noi o să facem ca olandezii, au ei un campionat acolo în Olanda. Și doar etape de peste 800 de kilometri, de 800 de kilometri. Acest porumbel are 6 etape de 798 de kilometri. Deci îi iau 2 kilometri ca să facă aia 800. A fost, știu eu, un articol în regulamentul ăsta făcut de domnul Tunduc, făcut și votat în același timp de niște nenorociți. Deci a fost o crimă adusă la adresa columbofiliei române. Cred că, și mă bucur că mi-ați luat dumneavoastră acest interviu, de-aia n-am prezentat campionul meu, pentru că porumbelul ăsta trebuia să fie prezent pe toate site-urile columbofilii românești, mai ales pe columbofil.net. Nici o fotografie nu apare nicăieri. Este jignitor, este strigător la cer. De-aia au porumbei românești prețurile care le au afară. Adică mai mici, în ciuda valorilor foarte mari. Foarte mici. Deci porumbelul ăsta a fost aruncat la gunoi din conducerea actuală a FCPR-ului, ca să mă înțelegeți. Păcat, păcat. Este un foarte mare păcat. Problema este și Olimpiada din 2010, care s-a ținut la Dortmund. Am fost acolo, am văzut lotul României într-un colț nebăgat în seamă de nimeni. Nu a luat o diplomă, nu a luat o cupă nimeni. Din ce cauză? L-am întrebat pe domnul Radu Veion, era acolo. Doamne, ce cu lotul României? Ce s-a întâmplat? Pentru că apărea și un porumbel de la Bacău, al domnului Măgirescu, tot la categoria maraton. Nu știu, doamne, ce au ăștia cu noi. M-am dus la domnul Wenzel,
președintele Federației Columbofilii Germane și l-am întrebat, domnule, ce aveți cu porumbei din România? Și au spus, domnule, România au avut la dispoziție ca toate celelalte națiuni până în ziua de joi, anterioara expoziției, să prezinte fișele cu porumbei de expoziție ca să dăm catalogul la tipărit. La tipărit. Nu s-au prezentat până la termenul limită. Au venit seara cu porumbei. Păcat. Și deci au faultat Olimpicii României în 2010. Anul, următoarea olimpiadă, în 2012, locul 1 pe olimpiadă și cel mai scump porumbel, cel mai bun porumbel al tuturor timpurilor din maratoniștii României, a fost aruncat la coș. L-au băgat la locul 5 pe olimpiadă, la categoria fond, locul 5 pe olimpiadă, cu etape de peste 1000 de kilometri, în timp ce locul 1, 2, 3 și 4 au avut etape de 550 de kilometri. Este o foarte, foarte mare nedreptate la adresa columbofiliei române. Mai grav decât atât. Locul 2 pe olimpiadă la categoria maraton. Locul 1 ar fi fost Arjen Benz. Locul 2, 3 și 4 la categoria maraton pe olimpiadă au avut etape de 700 de kilometri, 701 kilometri, 2 acolo. Și porumbelul ăsta pentru 2 kilometri și pentru că nu a vrut domnul Tunduc, vrea să-l oblige să aibă de 800 de kilometri, nu a fost așezat acolo unde era locul. Locul 1 pe olimpiadă. Nu mă reprezenta pe mine, nici pe domnul Spoiană, reprezenta toată columbofilia română. Deci nu, poate o să mai treacă 30 de ani să ajungem acolo. Într-adevăr, a fost o performanță extraordinară. Dar dacă rămânem cu actuala conducere, o să mai treacă 100 de ani. Deci, fac un apel către columbofilii din România, care țin la sportul columbofil românesc, care vor să promoveze, care vor să scoată în valoare sportul columbofil românesc, să aibă grijă la alegerile care vin acum la expoziția de la Târgu Mureș, cui dau votul. Nu cred că este normal să mai mergem pe cei care ne-au ticăloșit atâția ani, numai departe cele două olimpiade aruncate la gunoi. Deci sunteți un crescător care a dorit schimbarea, da? Eu am investit în porumbii, cât o investit domnul Tunduc și cu domnul Nela la un loc, domnul Radu Veion și cine mai comandă pe acolo. Deci anul ăsta sunt campion național la categoria fond și într-un fel migrează că sunt campion național într-o șleactă de nebun. Nu, rezultatele sunt deosebite pentru care meritați toate felicitările. Da. Dincolo de... Deci acest porumbel ar fi trebuit să apară revista Columbofilia Română, care ne se distribuie într-un fel gratuit, dar nu e gratuit, că iau undeva să plătești și tot din banii noștri. Chiar îmi pare bine că nu a fost publicată revista aia, pentru că am văzut acolo și mulți hoți în revista aia, care au nicio treabă cu porumbeii, care nu știu cum să se favorizeze pe ei și porumbeii lor. Deci, încă o dată, vă rog foarte frumos, cei care urmăriți acest reportaj, aveți grijă pe cine votați la alegerile de la expoziții. Pentru că așa cum a pățit porumbelul ăsta, o să pățesc, ar putea să pățești tu, dragă privitorule, care vezi acest reportaj. Nu te lăsa intimidat, nu te lăsa cumpărat. Păcat că actuala conducere a FCPR se ocupă de orice, este interesată de orice, în afară de promovarea sportului columbofil românesc. Mai bună dovadă ca cele două olimpiade pierdute, nu există. Poate dumneavoastră vreți să o așteptați pe a treia pierdută. Eu nu vreau. M-am săturat. Vă mulțumesc frumos. Deci încă o dată, porumbelul cu seria 650-735 din 2009, Invincible Dirk, jumătate Frei Adelhofen din linia Doferty 733 și jumătate Willy Laurz. E un columbofil din nordul Germaniei, de la granița cu Olanda, care zbura cu porumbei de la Pidevert, din linia Cașarel. Deci un exemplar superb, care ar fi putut să valoreze cât jumătate din porumbei care s-au licitat pe Pipa în 2013. Și-au avut grijă domnul Tunduc ca să valoreze câteva sute de euro acolo. Deci un porumbel care, după părerea mea, valorează de două ori greutatea lui în aur. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, domnul Grădinan. Toate cele bune vă doresc! Mulțumesc!